Hacen más que inmenso. Peștișorii ăștia să crească mari, frumoși și grași. Să le placă la client. Să le placă la client, și normal. Bună ziua! Bună ziua! Ce vă putem servi? Ca de obicei, de când ne cunoașteți, eu vreau păstrăv. Da, făină sau la grătar doriți? În făină. Da. Așa că. Garnitură, oliguță, usturoi, sânta de smântână, cartofi prăjiți din aia sprijele. Din alea sprijele adevărate. Și pâine, bineînțeles, și sos de smântână. Casă obligatoriu. Exact. Știți dumneavoastră. Da. Și ca și întotdeauna, cârnat, cu coste și cârnat, și nu cu tocană, vă rog, de data asta cu cartofi. Cu picioci. Cu picioci, tot așa cu strijele. De mult timp veniți aici la păstrăvărie? Da, venim de... Câți ani are Alex? 2 ani? Cam așa, adică era în burtică. Era în burtică, da. Era în burtică Alex, cum e și păstrăvăria, da. Cum vi se pare păstrăvul pregătit aici? Delicios, de aia și venim așa de des. Da. Da, și locul e splendid și te îmbie, ți se face foame numai când mă gândesc că vin din Baia Mare până aici, drumul ăla, știi, văd pădurea și păstrăvul, și când ajungem aici, ești ca în rai. Aici sunt peștișorii care au comandat niște clienți. Asta cam este specialitatea păstrăvăriei, peștișorul. Cum este preparat? Asta este în făină de mălai, este mai crocant, este mai bun. Putem să facem la grătar. Yeah.
îți place să vii la păstrăvărie, la Alex? Da. Ce-ți place să mănânci aici? Pește. Ai mai fost? Ești pentru prima dată sau ai mai fost? Am mai fost. Și cum îți place să mănânci pe păstrăvoi aici? Cu cuțitul și cu furculița. Ok, cum te numești? Lisa. Și avem o măliguță, garnitură la pește. O măliguță din Malaga, e din Amora Dora. Mulțumim! Dacă am uitat. Cel bun am fi Dumnezeu meu, mamci, goste și cârnați, și picioci, pește în făină cu picioci, așa, file pane cu picioci, mulțumim, cum spuneți copii? Poftă bună să aveți! Mulțumim! Să aveți poftică bună! Mulțumim! Delicios! Și așa de sănătos ca și păstrăvul. Da, mulțumim! Da, ce bine fie! Și punem un pic de lămâie. Vai, dar ce bun noi! Neam! Da. O merită drumul până aici. Da, să știți că da. Venim aproape în fiecare lună o dată. Măcar o dată pe lună, dar merită drumul. Uite, Alex, vrei și tu un pic de pește? Ia de la mami. Frige. Frige, mama. Avem un pic de răbdare. Frige, iubire. Pentru cei care au postit. Deci, pentru cei care au postit, duminică este dezlegare la pește și îi așteptăm la o ciorbiță de pește. Uite așa. Și la pește prăjit în făină de mălai, la grătar, file. Care cum poftește? Care e secretul ciorbei? Care cum poftește, da. Secretul ciorbei care ar fi? Secretul ciorbei este secretul bucătăriei noastre. Cum a ieșit peștele? Bun? Bun. Da? Îți place? Da. O să mai vii și o altă dată, așa-i? Da. Și la fel vei comanda? Da. Ce a servit astăzi la păstrăvărie? Fileu de păstră, proaspăt, chiar pescuit astăzi, înaintea noastră. A fost foarte gustos, bun. Veți mai reveni? Oh, da, cu siguranță. Ne aducem și prietenii de fiecare dată când venim pe aici. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovit de fulger în stoc. Reale, șocante și necenzurate. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro Mereu primii.